Bine ați venit, dragii mei! Pregătim ficăței de pui la cuptor, pufoși și moi, după cea mai simplă rețetă. Pentru care folosim 1 kg de ficăței de pui, o ceapă mică, o căpățână de usturoi, 30 de grame de unt, 250 ml lapte, 2-3 linguri de ulei, o linguriță de boia dulce, sare și piper măcinat după gust. Începem prin a curăța ficăței de pielițe și grăsimi. După care îi punem într-un castron, peste care turnăm laptele, și lăsăm castronul deoparte pentru aproximativ 30 de minute, apoi scurgem ficăței . Tăiem ceapa . O punem în tava pe care o vom folosi, adăugăm și usturoiul pisat, uleiul, boiaua, piperul, aproximativ o linguriță, și amestecăm totul. Urmează să punem ficăței bine scurși. Aceștia se pot și tampona cu un șervet de hârtie, înainte de a-i transfera în tavă. Urmează să punem untul, după care dăm tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, pentru 45 de minute, timp în care întoarcem ficăței din când în când. Folosim și pătrunjel la final și acum putem adăuga și sarea, după gust, noi folosim o linguriță. Și ficăței, dragii mei, se pot servi, bineînțeles, alături de garnitura preferată. Dragii mei, sper să vă fie de folos. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele rețete și să dați like și share acestui video dacă v-a plăcut. Eu sunt Adi Jo și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!